5 echipe de specialiști din Italia, Grecia, Belgia și România, coordonate de Societatea Română de Flebologie, au câștigat și realizat un proiect european, Training Path for Flebology, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul Erasmus Plus România. Implicarea Societății de Flebologie a fost maximă, în sensul că Societatea Română de Flebologie conduce acest proiect, un proiect european, Erasmus Plus, în care sunt angrenate mai multe țări, printre care Italia, Portugalia, Grecia, și noi suntem cei care coordonăm. Care este obiectivul acestui proiect? Este acela de a stabili liniile directoare pentru formarea flebologului în Europa. Pentru pacienții noștri, această aprobare a rezultatelor proiectului din partea Comisiei Europene înseamnă o mai bună gestionare a diagnosticului și tratamentului acestor pacienți. Este important și pentru noi doctorii, pentru că nu vor veni în faze complicate, în situații dificile de tratat, ci vor fi tratați de la început de către cel mai bun specialist. Scopul proiectului este de a defini profesia de flebolog european pentru a avea profesioniști în tratarea bolilor venoase care să ofere tratamente adecvate pacienților. We need to have much more attention to the problem of phlebology. So from this point of view I agree with the people that came here to the European Parliament from several European countries, from Portugal, from Italy, Greece and so on, that we need to focus much more on these problematics and I will try to give the necessary support so that we have a European certification and also a juridical system that will help them develop in a more formal way this type of approach. Pagina web a proiectului cuprinde curricula și pașii necesari. De asemenea, s-a creat o platformă de e-learning care cuprinde cunoștințe teoretice extensive, necesare medicilor care vor să devină flebologi, precum și un sistem bine pus la punct de verificare a acestor cunoștințe. Rezultatul final va fi îmbunătățirea diagnosticului și tratamentului pacienților cu boli venoase prin crearea și certificarea unor medici specialiști în domeniul flebologiei. Il benefit soprattutto alla fine di questo progetto è per il paziente che deve essere curato meglio. Queste sono patologie che nella migliore delle ipotesi sono invalidanti, cioè rimane quella che noi chiamiamo insufficienza venosa profonda cronica, che è un'insufficienza che ruba molte giornate di lavoro. Anzi, i medici non ne saranno molto beneficiari, perché tutti i medici che non sono scientificamente preparati non potranno entrare in questo albo. We have a multinational cooperating to develop the phlebology field, and for the at least the last 10 years phlebology have been increasing a lot in terms of technology and techniques, and we need to stimulate younger doctors and including the actual doctors that work in this field to get more knowledge and skills, and knowing exactly what is happening in so many different countries in Europe, it was really helpful having this project to support us. Pentru a fi recunoscută profesia de flebolog în Europa, în data de 20 noiembrie 2019, în Parlamentul European au fost prezentate rezultatele proiectului pentru a fi aprobate de Comisia de Specialitate. După diseminarea proiectului la diverse manifestări științifice, congrese și conferințe, s-a primit o scrisoare de solicitare din partea International Union of Phlebology, semnată de Pierluigi Antiniani, care își oferă suportul pentru acest proiect.